Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salut și bun venit la un strop de claritate, episodul 31. Ce vor femeile? Dacă am ști răspunsul la această întrebare, cred că am avea mult succes în viață. Nici nu o să încerc să vă dau un răspuns, pentru că nu cred că voi avea prea multă acuratețe în aceasta. Dar știu ce vor bărbații. Așa că la asta o să dau un răspuns acum. Fiecare bărbat vrea, și spun aceasta că sunt și eu bărbat și am conviețuit și eu cu câțiva bărbați, în sensul că trăiesc într-un mediu unde sunt bărbați de diferite vârste și am conexiuni și așa mai departe. Am avut un tată minunat, am frate, am un fecior, așa că sunt între genul ăsta masculin și mă identific cu el, chiar dacă este confuzie de gen acum în lume. Închid paranteza. Știți ce vor bărbații? Bărbații vor respect. Dacă ai tată, soț, băiat, vreau să spun că nevoia lor este de a fi respectați. Dacă reușești să dai respect bărbatului, chiar și noi între noi bărbații, ai înțeles un lucru foarte important despre umanitate. Așa că astăzi vorbim despre respect, despre a da și a primi respect. Notițele le găsiți în show notes, deci avem show notes și le găsiți pe website la eq.org.au. De asemenea, în linkurile care sunt în secțiunile de la podcast sau videocast, unde urmăriți acest podcast. Mulțumim celor de la Masato, care aduc fotolii de masaj de confort înalt în România și în Europa. Ei sunt partenerii noștri și dacă doriți să aveți confort și să eliminați stresul cotidian din viața dumneavoastră, luați-vă un fotoliu de masaj și în casele dumneavoastră puteți avea acest confort. Înțelegând respectul. Astăzi, la episodul 31, vorbim despre respect. Respect înseamnă să accepți pe cineva pentru cine este sau pentru cine sunt, chiar și atunci când sunt diferiți de tine. Vreau să spun că toți oamenii sunt diferiți de noi. Poate avem lucruri în comun, poate nu avem, poate este chimia mai puternică sau mai slabă, dar nimeni nu este ca și noi. Suntem persoane unice și fiecare nevoie avem nevoie de a fi respectați. Și tu ai nevoie să fii respectat sau respectată, dar și orice altă persoană cu care tu intri în contact are aceeași nevoie de respect ca și tine. Respectul în relațiile tale construiește sentimente de încredere, siguranță și bunăstare. Aici vreau să fac o paranteză. Încrederea, siguranța și bunăstarea nu vin înainte de respect. Ele sunt rezultate când aplicăm respectul în viața noastră. Mulți spun, nu respect persoana respectivă că n-am încredere în ea. Sau m-a dezamăgit, sau nu o cunosc și nu o respect. Alegerea de a respecta pe cineva o faci din punctul de vedere că persoana respectivă este o ființă umană. Și fiecare ființă umană este creatura lui Dumnezeu și meritoasă de respect pentru pur și simplu faptul că există. Faptul acesta că persoana asta s-a născut, a fost creată de Dumnezeu, a venit în lumea aceasta, există împreună cu noi, e valoroasă pentru că persoana aceasta este copilul cuiva, este fetița cuiva sau băiatul cuiva. Pentru părinții acestei persoane, persoana aceasta este valoroasă. E sora cuiva, e fratele cuiva, e tatăl cuiva, e mama cuiva, e bunica, bunicul, nu contează. Dar persoana aceasta există ca și creație în lumea aceasta și merită respectul nostru pentru că conviețuim cu persoana aceasta. Fiecare persoană în lume merită să fie respectată pur și simplu pentru faptul că există.
că ce-a făcut, că merită, că nu merită, aici nu există argument. Respectul îl dăm pur și simplu ca oameni, ca ființe umane. Suntem creați să ne respectăm unul pe altul. Dacă noi înțelegem acest aspect, putem să respectăm pe oricine. Fie că ne place de ei, fie că nu ne place de ei, fie că îi iubim, fie că nu iubim, respectul nu îl negociăm. Respectul nu vine în mod natural. Este ceva ce înveți. Natural, noi nu respectăm copiii, natural nu respectă. Uitați-vă la copiii foarte mici, nu își respectă părinții, poate de frică vor face ceea ce spun părinții, dar inițial nu îi respectă. Învață gradual respectul și adevărul trist este că astăzi, din ce în ce, vedem tot mai puțin respect. Când noi am crescut, acum mă încadrez eu între oameni mai vechi, mai bătrâni, deși nu sunt chiar așa vârstnic, dar când noi am crescut, nivelul de respect era mult mai mare în societate. Nivelul de respect față de oamenii mai în vârstă, față de părinți, față de vecini, îi salutam, eram atenți cu ei, respectam societatea altfel, nu mai vorbesc la școală, cam peste tot în societate, nivelul de respect era mult mai mare. Trăim într-o vreme când respectul nu mai este la ordinea zilei și trebuie readus în prim plan ca să ne dăm seama că fiecare din noi avem nevoie de respect și fiecare din noi trebuie să respectăm pe cei din jurul nostru. În lumea reală, am scris aici notițe, nu toată lumea vă va oferi automat respectul pe care îl meriți ca persoană umană. Aceasta este realitatea. Nu aștepta să fii respectat, pentru că de multe ori nu vei fi respectat. Și se întâmplă lucrul acesta în jurul nostru și de multe ori ne gândim, păi dacă eu nu sunt respectat, de ce să respect pe alții? Dar noi nu negociem aspectul acesta. Ca o persoană inteligentă social, tu înțelegi valoarea respectului și aplici această valoare în viața ta. Pentru că dacă tu respecti pe alții și eu respect pe alții, lumea aceasta devine mai respectoasă. Oamenii sunt prinși în emoții și pierd principiile simple ale politeței. Deci oamenii sunt necăjiți, trec prin tot felul de probleme în viață, au încărcătură emoțională și își pierd nuanțele acestea de bază, de politețe, de respect. Dar noi nu suntem prinși în bulina lor, noi nu suntem prinși în emoția lor, noi nu răspundem cu aceeași monedă ca și ei. Noi știm cine suntem, ne cunoaștem identitatea, îi recunoaștem ca ființe umane, chiar dacă trec prin anumite probleme, chiar dacă au încărcături emoționale, chiar dacă nu văd lucrurile cum le vedem noi, totuși ei merită respectul nostru, noi nu-l negociem. Cu toate acestea, există un principiu simplu care te va ajuta aproape întotdeauna să câștigi respect. Și oamenii cu inteligență emoțională știu cum să-l primească. Dacă vrei să spui că ai inteligență emoțională și ai această conștientizare socială despre care vorbim și în care vă antrenăm în perioada aceasta, înseamnă că știi cum să primești respectul. Și acum îți dau secretul dacă nu l-ai știut. Pentru a câștiga respect, trebuie să dai respect. Ca să primești, trebuie să dai întâi. Nu aștepta să fii respectat, tu fii respectos. Și gradual oamenii vor răspunde oglindind ceea ce faci tu. Ai observat că dacă tu ești plin de respect față de cineva, și oamenii te vor respecta pe tine. De multe ori nu îi respectă pe alții, dar față de tine au un respect special pentru că tu i-ai respectat pe ei. Deci când tu aduci o nuanță de respect, când tu aduci o nuanță de cinste, când tu, pentru tine valoarea aceasta este importantă, vei vedea că oamenii n-au încotro decât să-ți răspundă cu aceeași valoare de respect, de cinste, de onoare, pentru că tu ai pregătit deja puntea de legătură cu acea persoană bazată pe respect. Cum să primești și să dai respect? 5 puncte importante aici, pe care le dezvăluim chiar acum. Cum să devii mai bun în a primi și a da respect? Spuneam să dai la început și apoi vei primi. Numărul 1. Confirmă persoana. Cu mult înainte de a spune chiar un cuvânt, puteți respecta persoana prin recunoașterea lor. Acest lucru înseamnă să-i privești în ochi, să le zâmbești sau să dai mâna cu ei. Noi credem că comunicarea are de-a face cu cuvinte, dar mult înainte ca noi să rostim ceva sau să comunicăm verbal cu o altă persoană, noi intrăm într-un alt nivel de comunicare cu ei. Dacă suntem într-o încăpere, primul lucru care îl facem este contactul vizual.
ne uităm în ochii lor, ei se uită în ochii noștri. În momentul acela, noi putem să-i confirmăm, să spunem, da, te-am văzut, te recunosc, sau zâmbesc, sau ridic sprâncenele, sau îți fac cu mâna, vin la tine, dau mâna, te îmbrățișez, depinde de nivelul conexiunii, și confirmăm că persoana respectivă deja este în prezența noastră. Lucrul acesta este foarte important și demonstrează că respectăm acea persoană. Când mergem să dăm mâna, când mergem să salutăm persoana aia, când ne facem cu mâna, când ne vedem pe stradă, când ne ridicăm pălăria, dacă mai purtați pălărie, eu port pălărie, mă înțelegeți? Așa că fă actul acela de confirmare, fă actul acela de, ca și cum te-am văzut, transmite persoanei respective acest mesaj că sunt importanți, că îi recunoști și că i-ai văzut și că conexiunea există. Învață de asemenea să respecti punctele lor diferite de vedere și perspectiva lor. Fă-i să se simtă ascultați. Vreau să spun că în comunicările noastre, cel mai des, nu vom fi de acord cu persoanele cu care comunicăm. Asta nu înseamnă că îi necinstim. Asta nu înseamnă că nu avem respect față de ei. Ei au punctele lor de vedere, noi le avem pe ale noastre. Ei au perspectiva lor, noi avem pe a noastră. Ei văd lucrurile dintr-un unghi, noi le vedem din alt unghi. Asta nu înseamnă că trebuie să ai perspectiva lor. Le respecti punctul lor de vedere, bazat pe condiționarea lor, bazat pe gândirea lor, bazat pe modul în care au crescut, bazat prin experiențele vieții lor, prin traumele lor, prin bucuriile lor, prin, eu știu, prin ceea ce li s-a comunicat, prin ceea ce au citit. Toate lucrurile acestea au influențat punctul lor de vedere. Și ne avem capacitatea să-i respectăm ca și ființe umane. Cum spuneam la început, simplu fapt că sunt persoane umane printre noi merită respectul nostru. Așa că nu îi respectăm bazat pe performanța lor, nu îi respectăm pe modul cum, cât de mult ne place de ei sau nu ne place de ei, îi respectăm ca și ființe umane, creatura lui Dumnezeu în lumea aceasta și știm că ei au valoare, primul în ochiul lui Dumnezeu, că i-a făcut, pe chipul și asemănarea lui, dar totodată în lumea aceasta ei sunt copiii cuiva, sunt soții cuiva, soțiile cuiva, sunt tații cuiva, bunicii cuiva, așa că au valoare și noi ne raportăm lor ca ființe umane. Sunt ființe umane ca și tine și ei merită respectul tău. Nu confunda respectul cu încredere sau cu a fi plăcut, astfel poți respecta pe oricine. Cum spuneam adineauri, nu înseamnă că trebuie să ai încredere în cineva. Încrederea va veni mai târziu. Nu înseamnă că trebuie să-ți placă de persoana aia sau să-i iubești sau să ții la persoana aia. A respecta înseamnă a fi uman, a fi cu adevărat o ființă umană în toată capacitatea ei, în toată prezența ei. A fi om, vorba românului. Când ești om, respecti alt om. Dacă nu respecti alt om, tu nu ești om. Ok? Deci, confirmă persoana numărul 2. Ascultă toată povestea. Ascultă toată povestea lor. Nu-ți fă o părere înainte ca să asculți toată povestea. Evită să faci presupuneri și să tragi concluzii premature. Avem tendința să tragem niște concluzii despre persoană după modul în care ne uităm la ei, cum apar, cum se îmbracă, mai ales noi românii, ne uităm la aparența lor, cum își fac părul, machiajul, freza, hainele care le poartă, papucii care îi poartă, postura lor, cum miroase, dacă vezi, cum se spală pe dinți, eu știu, etc. Noi ne facem o părere despre ei mult înainte ca să-i cunoaștem. Și lucrul acesta nu e adevărat, lucrul acesta e periculos, pentru că nu cunoști cu adevărat persoana bazată pe aparența lor. Așa că trebuie să așteptăm mult mai mult ca să ne putem face o părere despre cineva și mai ales să le ascultăm povestea lor. Pune întrebări și adâncește-te în conversație. Te mai adânc și întreabă-i. Da, aș vrea să aflu mai multe. Ce ați mai făcut? Sau ce ați mai văzut? Sau ce v-a surprins? Sau cât ați petrecut acolo? Focusul de multe ori în tendința umană este să vorbim despre noi. Dar idealul ar fi să ascultăm persoana respectivă până și termină povestea lor și apoi, dacă e nevoie, mai aducem și povestea noastră. Fiecare din noi are nevoie să fie ascultați. Și cel mai frumos lucru care putem să-l facem pentru cineva este să-i ascultăm. Vorbeam la început despre soțiile noastre. La bărbați e simplu.
Bărbații au nevoie de respect, soțiile au nevoie, printre multe altele, și să fie ascultate. Nu neapărat înțelese, nu neapărat să le aducem o soluție, nu neapărat să le ajutăm. Ajutorul cel mai mare care poți să-l dai în momentul acela este să o asculți și să o asculți cu inima. Așa că învață lucrul acesta și ascultă toată povestea. Așa că ascultă persoanele, ascultă-i și pe alții cum văd ei lucrul. Deci ascultă persoana care spune povestea și dacă trebuie să faci o hotărâre, ascultă și alte puncte de vedere. Citește, eu știu, fă niște cercetări, fă niște studii ca să-ți faci o impresie clară despre subiectul respectiv înainte ca să faci o decizie sau să iei o anumită măsură. Oamenii te vor respecta atunci când petreci timp cu ei ca să le asculți toată povestea. Învață să asculți și învață să înțelegi ceea ce se petrece în viața lor. Vei câștiga foarte mult respect atunci când petreci timp cu persoana și îl lași să își golească sufletul, să spună toată povestea. Cea mai importantă întâlnire, cel mai important meeting pe care poți să-l ai cu oamenii în lumea aceasta este întâlnirea de 1-1. Meeting one-on-one. Asta e cea mai importantă întâlnire. Așa că discuția de la 1-1 este cea mai importantă discuție. Atunci când poți să dai respect, când poți să asculți persoana. Toți au o poveste de spus. Așa că lasă-i și învață-te să le asculți povestea. Dă un ton sănătos. Numărul 3, dă un ton sănătos. Când te apropii de oameni cu o stare calmă și rezonabilă, ai șanse mult mai mari să primești același răspuns de la ei. De cele mai multe ori, oamenii când discută cu noi au o încărcătură emoțională. Fie vor să-și exprime bucuria, fie vor să-și exprime durerea, tristețea, situația prin care trec. Nu fi atras în emoția lor, nu fi dus în emoția lor. Dacă ei, să zic, supărați și poate vor să-și aducă punctul de vedere într-un mod foarte direct, nu răspunde cu aceeași monedă. Fii compus, fii calm, fii tu însuți. Noi practicăm lucrul acesta cu copiii noștri. Când copiii noștri sunt supărați, când încep să plângă, când încep să se vaite, când încep, eu știu, să mârie, cum spunem noi, ei, tu poți să fii prins în valul lor și să fii dus în lumea lor. Dar tu nu te lași ca părinte dus în lumea lor. Tu mergi acolo, îi îmbrățișezi, îi calmezi, vorbești calm cu ei, vorbești frumos cu ei. Că dacă ai vorbit la tonul lor, dacă ai strigat la ei cum strigă ei pe situație, ai amplificat toată problema și în loc să o calmezi în 2 minute, se crește la 20 de minute problema respectivă și copilul se mârie și aruncă lucruri și plânge și nu mai poți calma după aceea. Deci, fii înțelept și în situațiile relațiilor umane. Când aduci prezența ta, aduci prezența ta calmă, aduci prezența ta rezonabilă, aduci un ton curat, un ton simplu, nu răspunde cu supărare, nu răspunde cu nervi, ci dimpotrivă fii calm. Dacă vrei să spui punctul tău de vedere, fii amabil și corect. Când spun aceasta, fără să acuzi, când spun aceasta, nu vei fi de acord cu persoana care își aduce povestea amplificată. Și va trebui să-ți aduci punctul tău de vedere. Dar dacă îl aduci prea devreme, pierde respectul. Așa că lasă să-și spună versiunea amplificată și apoi adu punctul tău de vedere, dar într-un mod calm, nu acuzând, nu arătând cu degetul, ci spune, înțeleg că tu vezi problema așa, dar te-ai gândit la varianta asta? Te-ai gândit că poate ar fi bine să privești și din punctul ăsta de vedere? Și în loc să acuzi persoana, dai posibilitatea să nu se simte judecat în momentul ăla, să nu se simte că e nefavorabilă situația, să nu se simte că a făcut o gafă. Chiar dacă a făcut o gafă, să o recunoască într-un mod neacuzator de tine, ci ea, persoana respectivă, să aibă conștientizarea aceasta. Ce simți când altă persoană trece prin aceeași experiență? Înțelegi? Împinge greutatea înspre persoana aia ca să-și asume responsabilitatea față de situație și ei să vină cu soluția, fără să-i acuzi că iau o problemă. Zicala, ce urmează e foarte adevărată. Vei prinde mult mai multe muște cu miere decât cu oțet. Așa că fii dulce, cară miere pe buze,
și nu ac în fund, ci doar miere pe buze. Și am scris aici, cel puțin folosește mierea ca aperitiv. Ca să poți să binecuvântezi o persoană, ca să poți să o ajuți pe persoană. Fii amabil, fii dulce cu persoana respectivă și apoi pe parcurs vei avea încrederea de la această persoană, vei primi încredere ca să poți să le vorbești profund, să aduci schimbare în viața lor, vei avea inima și urechile deschise ca să poți accesa partea interioară a lor, unde poți schimba macazul și poți să-i ajuți pe aceștia. Așa că dă un ton sănătos. Numărul 4. Păstrează o vedere echilibrată asupra propriei persoane. Noi românii suntem puțin aroganți și ne dăm ca mari și mai ales avem statutul social, că suntem ingineri, că suntem profesori, că suntem coach, că avem, eu știu, moștenirea noastră, că vin dintr-o familie bogată, că vin din București, că vin din Ardeal, că vin din Moldova, noi suntem așa și creiem o poveste sau creiem o vedere foarte înaltă despre noi înșine. Fiecare din noi avem ceva folositor și valoros de oferit, nu doar tu. Și persoana cu care stai tu față în față are valoare și poate să contribuie la bunul nostru universal. Așa că conversația nu e doar despre tine, nu doar tu ești expertul și ei au ceva folositor de a contribui. Poate nu ești de acord cu ei, însă poți vedea ceva bun în oricine. Minează aurul din fiecare. Găsește ceva bun, găsește punctele forte din viața lor. Uită-te la punctele lor forte și totodată și la ale tale, evita aroganța și îngânfarea. Ca să respecti pe cineva, ca să primești respect, să știi că a fi arogant, a fi îngânfat, a te da mare, nu funcționează. Oamenii nu te vor respecta. Nu te vor respecta că ai mașină, nu te vor respecta că ai bani, nu te vor respecta că ești musculos. Oamenii te vor respecta atunci când ești uman, atunci când iubești, atunci când respecti pe alții. Așa că păstrează o vedere echilibrată asupra ta. Și tu ești pământ, omule. Și tu o să mori. Și tu la sfârșitul vieții acesteia vei merge în groapă. Și chiar dacă ești într-un sichiu de 20.000 de euro, ce contează? Ai o viață pe pământ? Ești creat de Dumnezeu să coexiști cu alți oameni? Nu există punct, ci doar virgulă în viață. Adică cu oamenii aceștia, cât timp ești în viață, te vei mai vedea. Nu trebuie să ai o relație neapărată cu ei, dar elimină punctul din viața ta. Să spui, cu omul ăsta niciodată, nimic, niciodată. Nu o să respect, nu mai țin. Nu e adevărat. Te vei întâlni cu această persoană și persoana aceasta se poate să se schimbe și cât timp este în viață, are șanse la aceleași lucruri ca și tine. Așa că respectă ființele umane cum ai vrea tu să fii respectat și totodată stai cu picioarele pe pământ. Fii om. Și când ești om, vei respecta pe alții ca oameni și alții te vor respecta pe tine. Și nu contează dacă ei te respectă sau nu, tu alegi să-i respecti pe ei. Numărul 5. Aplică regula de aur. Aplică regula de aur, o știi. Comportă-te cu ceilalți așa cum ai vrea să se comporte ei cu tine. Frumusețea acestui principiu e în caracterul lui practic. Mulți știm această regulă, dar nu aplică. Cheia este să aplici această regulă. Regula de aur e ușor de memorat și încurajează respect și conexiune. Deci, când te comporți cu alții, așa cum ai vrea ei să comporte cu tine, creezi poduri de legătură, conexiune cu acești oameni. Mai mult, pentru a îndeplini regula de aur în sensul final, necesită considerarea gusturilor, valorilor și a perspectivei celelalte persoane. Așa că gândește-te la modul în care ei văd lucrurile, gusturile lor, valorile lor, perspectivele lor și respectă lucrurile acestea în ei. Comportă-te cu ei cum ai vrea ca ei să se comporte cu tine, cum ai vrea ca ei să vadă, să conștientizeze valorile tale. Și când tu faci aceasta, ei vor oglindi ceea ce faci tu. Și tu devii mai bun și eu devin mai bun, lumea aceasta va deveni o lume mai bună. Când tu respecti mai mult și eu respect mai mult, lumea aceasta va deveni o lume mai plină de respect. Aplicație. Fie că conduci, fie că alergi, fie că te plimbi și probabil te gândești, îmi plac notițele, dar n-am ajuns să le descarc. Descarcă-le astăzi, nu mâine, nu poi mâine, că ce poți face azi, nu lăsa pe mâine, că mâine nu o să faci. Ți-ai propus să faci multe lucruri mâine și nu le-ai făcut, pentru că mâine nu vine niciodată. Doar astăzi trăim, doar astăzi trăiești, așa că oprește-te din ceea ce faci pentru 5 minute și aplică
ceea ce am învățat astăzi. Gândește la o persoană care are nevoie de respectul tău și scrie 5 moduri specifice prin care îl poți acorda acest respect. 5 lucruri care poți să le faci față de această persoană, specific, ca să îi acorzi respectul care merită să-l primească ca ființă umană de la tine. Pune lucrurile acestea în practică și dacă le scrii lucrurile acestea jos și apoi le pui în aplicație, vei vedea că conștientizarea aceasta devine reală pentru tine, vei fi o persoană care va da mai mult respect și pe parcurs vei primi mai mult respect și de la alții. Și cred că vrei aceasta, așa că fă lucrul acesta. Îți mulțumim pentru feedback-ul care ne-l dai, pentru cele 5 steluțe care le primim pe Apple Podcast, pentru că ne urmăriți pe Google Podcast, pe Spotify, pe Amazon Music, peste tot. Apreciem legătura care avem cu voi, audiența noastră. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag data viitoare la un strop de claritate. Sunt Dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.